vârstă la Festivalul Național de Creație și Interpretare Mamaia Copiilor 2014! Vreau să spun împreună, dar... Bine, împreună. Dar acum revenim asupra unei piese despre care am mai discutat în această seară. Rug, muzică Vasile Shirley, text Anca Argeșiu. De această dată vom asculta interpretarea solistei Denisa Bârzu din Iași. Iată că muzica ușoară revine în actualitate. O compoziție cu totul aparte este și cea a regretatului Florin Bogardo, pe textul poetei Ioana Diaconescu, intitulată sugestiv Ora cântecului, interpretată de Saviana Rusu din București. Registrul clasic de muzică ușoară va fi schimbat mai apoi de Ana Stănciulescu din Măgurele printr-un mult întregit refren din creația compozitorului Mihai Alexandru. Spune-mi! Iar concursul se va încheia în ritmurile Horei din Moldova, o creație a compozitorului Vaceaslav Daniliu, pe un text de Andrei Hagiu și Aris Calimeris. Aveți grijă acolo, pixul domnului Gavrilă pare să fie blocat pe 10. Așa și trebuie. Chiar de pe plaiurile moldovene, mai exact de la Iași, va sosi în scenă și Beatrice Florea, dar înainte de Denisa Bârzu. Rug!